Fac dans sportiv de foarte mult timp. Aveam 4 ani jumate, iar bunicii mei au vrut să mă dea la un sport și s-au gândit să mergem să mă înscriu la dans sportiv. Eu locuiesc cu bunicii mei de când m-am născut. Părinții mei s-au despărțit înainte să mă nasc. Mama mea a stat primii 2 ani cu noi, apoi a plecat. Și pe tata nu l-am cunoscut, nu l-am văzut, nu a fost lângă mine când am fost mică, adică el nu a locuit niciodată cu noi. Am fost crescută doar de bunicii mei. Și îi iubesc foarte mult și ei mă iubesc foarte mult și le mulțumesc din tot sufletul că au făcut sacrificii să cresc lângă ei. La vârsta de 13 ani, bunicul meu a murit. Bunicul meu era stâlpul casei și avea grijă de noi. Acum am rămas noi două. Da, mai am plecat. Te iubesc, mă. Și eu te iubesc. Sunt foarte mândră de tine. Știu că poți, da? Bunica mea lucrează. Lucrează la o familie, are grijă de copii și face curat. Este greu pentru că nu mai poate fi atât de activă cum era înainte, dar în continuare se duce pentru mine. Bunica vine mereu, mă susține la toate concursurile, e mereu lângă mine. Sincer să fiu, nu știu dacă părinții mei se vor uita la România o talent, dar sper să mă vadă. Nu am cum să-i judec și nici nu o să o fac niciodată. Îmi doresc să mă vadă și să se bucure că am ajuns unde mi-am dorit.
pentru Larisa, bunica este cea mai blândă ființă din lume și ei îi dedică tot ceea ce face bine, fiecare reușită. Numai pe ea o are și se au una pe alta. Pe când avea 8 ani, Larisa l-a întâlnit pe luminosul Horațiu, un copil căruia părinții au oferit tot și de atunci au rămas uniți și perfect sincronizați. La vârsta de aur a adolescenței, Larisa și Horațiu atrag starea de prea bine, prin armonia care îi face inseparabili, în ciuda toate câte îi despart. Bună seara și bine ați venit la România Talent, înainte de toate! Bună seara, cine sunteți? V-am găsit. Eu sunt Horațiu și... Eu sunt Larisa. Și ce vârste aveți? 17, amândoi. Te rog, Andra. M-am bucurat de tot momentul vostru și de trăirea voastră și cel mai important este că voi sunteți niște dansatori extraordinari. Mulțumim, mulțumim. Este evident că amândoi dansați foarte bine. Vreau să zic ceva ție, Horațiu. Poți să faci actorie. Și îți explic de ce. Sunt câteva momente, nu știu dacă tu le conștientizezi, pe care nu le poți face decât dacă ai talent. Tu le faci din instinct. Felul în care ți-ai pus mâinile în cap atunci când a început momentul versus felul în care ai pus mâinile în cap la finalul momentului. Ciocnirea dintre voi doi care vine a urmarea unui gând și a unei întâmplări, nu a unei mișcări de dans. Felul în care mâinile îți rămân în suspensie atunci când ea se retrage de sub tine, felul în care privești în sus, toate lucrurile astea sunt rezultata unor gânduri pe care tu le ai din talent, instinctiv. Eu îți spun doar să ai undeva acolo în minte acest backup cu actoria, pentru că cred că e ceva ce tu ai. Mulțumesc! Ne dorim să-i mai vedem, Bobo? Da, din partea mea aveți un da. Mulțumim! Bravo! Și eu doresc să-i revăd atât pe scenă aici, cât cine știe și la niște spectacole. Mulțumim. Andra? Da! Să-i vedem! Mulțumim! Larisa, Horațiu, și eu îmi doresc să vă revăd. Drept urmare aveți 4 de da și mergeți în etapa următoare. Mulțumim!